Da. Voi candida la alegerile locale pentru primărie în Alexandria. Și da, știu că este greu. Știu că am foarte puține șanse. Dar vreau să o fac. De fapt, trebuie să o fac. Eu nu m-am săturat să văd că nu se întâmplă nimic. Și că cei care trebuie să fie în datoria noastră ne fură și văd doar interesul lor. M-am săturat ca prietenii mei să plece în străinătate, să nu putem să ne jucăm, să facem ceea ce ne-ar plăcea să facem, pentru că sistemul este făcut în așa fel încât te sclavești și nu ai șansele aici pe care le-ai avea în altă țară. M-am săturat să văd cum pădurile sunt vândute pe nimic, cum noi ne vindem pe nimic, pentru că nu înțelegem și nu știm cât de valoroși suntem și potențialul pe care îl avem, atât noi ca individ, cât și țară. Știu, știu, știu. Acum probabil s-au venit în cap 500 de motive pentru care ceea ce fac nu este o idee bună absolut loc. E prea tânăr. Ce știe el despre asta? N-are experiență, n-ai bani. Și chiar dacă o să ieși primar, tu n-ai îndajuns de multă putere, că toate chestiile se fac în spatele ușilor, cu consiliul local și așa mai departe. Băi, m-am gândit și la toate chestiile astea și, sincer, mi s-a luat de ele. Mi s-a luat să aud numai chestiile negative care s-ar putea întâmpla. Merg pe principiu, dacă nu eu, atunci cine? Și dacă nu acum, atunci când? Să rămână. Aveți cumva... Probabil bilete de aici pentru mâine, stația Petriș pe Mureș. Deci mâine, data de 14, Timișoara Arad, Arad, Petriș pe Mureș. Super! Mulțumesc frumos! În prima parte îmi doresc să pot să le dau oamenilor curajul de a face. Eu sunt super conștient că am șanse foarte mici de a câștiga, dar totuși e posibil. Ce că voi încerca și mă voi lua la trântă cu toți. Poate în nebunia mea voi reuși, dar ceea ce îmi doresc și mai tare este să mai fac pe un om, un singur om, să aibă curajul să spună down. Candidez și eu și să candideze. Să candideze într-un sătuc de 2000 de oameni, să câștige acolo și să facă ceva. Sau un om care are o idee pe care vrea să o implementeze, dar toată lumea din jurul lui spune că nu se poate. E bine, eu spun că se poate. Și vreau să găsesc oameni care să spună că se poate. Pentru a face asta, în momentul de față sunt în Timișoara, în gară, în Timișoara, pentru a mă vedea cu doi oameni care au trecut peste lucruri negative, care s-ar fi putut întâmpla și au zis, da mă, se poate, și au făcut ceva. Bun, hai să începem. Numele lor sunt Mica Ali, actualul cel mai tânăr primar din istoria României, care la 24 de ani a ieșit primar și a scos comuna din evul mediu. Și al doilea este Irina Onescu, fost DJ la MTV. Irina a spus, da mă, se poate. Și a putut, a candidat ca independentă în sătucul ei și a zis, hai să facem ceva. În această primă fază voi continua să mă văd cu oameni care au avut acest curaj și care au făcut ceva, tocmai pentru a vă putea da și vouă din acest curaj. Și știu, știu, poți trezi sufletul, poți trezi inima, băi, dar avem mintea atât de puternică, încât nu prea avem control asupra ei. Eu oarecum m-am dresat, că atunci când mintea îmi dă scenarii și posibilități și ce s-ar putea întâmpla, dar cum fac asta, când văd frică, mă duc cu capul înainte fix, dar știu că mulți dintre voi au nevoie de siguranță și de informație pe care mintea trebuie să o rumege pentru a face frica să dispară. Pe scurt, în partea a doua, vă voi lua frică. După ce te decizi că da, fac asta. Ai prins curajul de a face acest lucru, deoarece ți-am arătat oameni care au făcut lucrul ăsta și vezi și la mine că încerc să fac treaba asta. Imediat mintea ta se va gândi, ok, dar cum o fac? Ce fac? Am nevoie de informație. Ce fac specific? Ei bine, pentru că individul este cel mai important în stat, vreau să ajut individul cu informație. Așa că voi crea un ghid de bune practici pentru accesarea de fonduri europene. Atât pentru municipalități, luăm toate bunele practici din toate primăriile, de la toți primarii din primăriile cu care am discutat. Astfel, tu poți ca individ, ca cetățean, să te duci la primăria ta, să zici, bă, de ce n-ai accesat? Păi că XYZ sau n-am știut. Păi uite, că ai un ghid de bune practici, cum ar trebui să faci. Poți să vorbești cu primarul respectiv, poți să vorbești cu primarul respectiv. Ai o platformă de unde să pleci, de ce nu faci? Și poți să tragi de mână și astfel să grăbești procesul de a implementa ceva în orașul tău. Și în același timp și pentru persoane fizice, care trebuie să devină persoane juridice, să-și facă SRL, de cum să obțină fonduri și în special fonduri nerambursabile europene.
Iar partea a treia a campaniei va fi campania propriu-zisă în oraș. Pentru că nu vreau să mă asociez politic cu niciun partid, deoarece vreau să am independența de a face ceea ce îmi doresc să fac fără interese politice sau un pic de pupicurism. Nu voi avea bani și voi avea nevoie de fonduri și voi avea nevoie de resurse și de oameni. Așadar, sper că în baza a ceea ce voi încerca să creez în primii doi pași, voi crea o mișcare îndeajuns de mare încât să pot să finanțez o campanie acolo. Este greu, probabilitatea este foarte mică, dar atâta timp cât există posibilitatea, eu o voi face. Ne este foarte frică, foarte frică, foarte frică. Dar după cum am învățat, atunci când mi-este frică de ceva, foarte frică de ceva, fix aia trebuie să mă duc să fac. Vă mulțumesc frumos, stați online pe toate platformele de socializare, pe Instagram, pe LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube. Voi încerca să postez cât mai mult zilnic, căutați-mă pe dobredan.com și de acolo vom începe tot acest proces. Mulțumesc frumos, mâine mă voi vedea cu domnul Mica, voi lua un interviu cu el, voi face un live probabil pe Instagram. Iar poi mâine mă vedea cu Irina. Seara plăcută, zi plăcută, hai să începem.